Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mâncând doar la McDonald's 3 mese pe zi. 100 de zile? Da. În 3 luni, 26 de zile. Nu-i rău. Depinde ce am mâncat. N-auzi, mă, 3 mese pe zi la Mac, cred că a slăbit din cauza depresiei. Da. 57 de anișor din Nashville, a documentat foto și video tot procesul, este vedetă pe TikTok și el spune așa, zice, m-am trezit într-o dimineață de februarie, m-am cântărit și aveam 107 kg. Inacceptabil, mi-am zis. E, te obișnuiești, a zice. Corect. Drept pentru care, continuă el, m-am urcat în mașină și m-am dus direct la Mac. În următoarele 100 de zile am mâncat doar aici, de 3 ori pe zi, tot ce au ei, plus cartofi. Secretul, toate porțiile la jumătate. Nu vrei să facem asta? Păi eu mă bag. Eu n-am 107, am 107, am 111. Atât ai, mă? Mm-hmm. Maica. Deci am plecat și plecam mai de sus. Vrei să facem asta? Poți să faci, știi care-i toate treaba? Porțiile la jumătate. Da, eu mă uit la... E funny cumva, știi, cu toate discuțiile astea despre diete, ce să mănânci, ce să nu mănânci, ce să... Cel mai simplu este cu deficit de calorii. Deci cât îți trebuie ție ca să funcționezi? Păi cred că asta a făcut și el. 2500. Mm. Da, la 1500 de calorii știi cum slăbești? Ia uite-l și pe ăsta. No, zice, Luca se pricepe la diete, la statin. Da, da, da. Da, nu, 2500 e pentru oameni activi. Pentru persoane cu profilul nostru, cred că 1200 sunt chiar multe. Serios. Nu, la 1200, nu. Ești în deficit de nutrienți, nasol de tot nutrienți, și te îmbolnăvești. Dar așa, pe hârtie, dacă pui câtă activitate fizică avem noi... Da. Nu, eu mi-am calculat și la mine, ca să slăbesc rezonabil, încetişor, încetişor, 1800 de calorii pe zi. Cam atât ar trebui să mănânc maximum. Și calculez, am aplicație... Și slăbești... Slăbești cât un pic. Cât un foarte pic. Nu, ești ok, păi da, slăbești cum trebuie, nu de la yo-yo te duci în cap. Da. Și după aia le ieși pe stradă și te apuci și mănânci tot ca să recuperezi. Deci în dimineața asta, de exemplu, am mâncat cereale cu iaurt, 286 de calorii. Păi pe mine mă rupe asta, cum mănânc cereale dimineața. Dar noi nu te-am întrebat de câte calorii mâncă. Fii atent! Deci meniul, că m-am uitat. Stai-mă puțin. Stai-mă puțin. Tu-l vezi mâncând cereale? Da, mă, am niște cereale care îmi plac foarte mult. Vezi? El mănâncă altfel, face tot felul de fonfleuri și, știi, le gătește, le pune pe Facebook. Înnebunește, adică bălești. E adevărat, că în weekend, e adevărat că în weekend am scăpat la coaste și la fleică la cuptor cu șorici crocant de la șef Adi Hădean. Ești nebun. La care am pus niște cartofi fierți și striviți peste care, pe care i-am badijonat cu un topit cu usturoi și cu niște rozmarin. Maică. Și asta aici a fost recuperarea. Dar, stai puțin. Deci fiți atenți, mă, că m-am uitat pe aplicația mea. Apropo de băiatul ăsta, un meniu Big Mac, zice, are 1195 de calorii. Cât? Deci 1195. Meniu. Deci meniu. 1200. Un meniu Big 1200. Mac. Care e și cu suc. Dacă înjumătățești, ești la 600 de calorii. Corect. Și dacă mănânci de 3 ori pe zi, nu poți să mănânci de asta de 3 ori pe zi, mai mănânci și alte prostii de la ei. Rămâi la 1800. Rămâi la 1500 fără probleme. Adevăr, și pe de altă parte, cred că ți se face și scârbă. Să mă scuze, domnii de la Mec. Bă, da, nu cred că poți să mănânci oricum. Nu, e vorba de faptul că mănânci aceeași mâncare. Valabil de orice, da. Ha? Da. E valabil la orice. Deci 3 luni, eu cred că prima săptămână reziști. După care, numai când vezi aia, mai bine te culci în iarbă. Dar nu poți să schimbi? Ha? Nu poți să schimbi burgerul? Trebuie neapărat același burger? Nu, orice. A zis că a mâncat orice de la aia. Orice, numai jumătate de porție. Și dacă mănânci jumătate de porție, sigur, te îmbolnești de ficat, de faci colesterol, drăcii, alte prostii de genul ăsta, dar sunt convins că slăbești. Sunt convins că slăbești, că nu ai caloriile, nu ai necesarul respectiv de calorii. 100 de zile ai, mă, că nu pățești nimic 100 de zile. Poți să încerci tu, uite. Uite, mă bag eu, gata. Da. De când vreți, de mâine? Mai e o problemă cu mâncarea de la lanțul ăsta. Așa. Problema e că trebuie, dacă nu mănânci pe loc... Păi pe loc trebuie să mănânc. Nu știu dacă găsesc undeva să... deschis, trebuie să găsesc deschis. E deschis la 12-12. Dar nu găsești, adică nu poți să pui deoparte. Că ea după un sfert de oră nu mai e comestibilă deloc. Adică... Păi e și un avantaj ăsta, că dacă n-ai mâncat și te-ai luat cu altceva, nu mai mănânci. O să te împrietenești cu toți câinii din cartier. Măcar în prima săptămână, că după aceea o să spună și pleacă, bă, de aici, mă, cu hamburgerul tău, că nu mai suport. Mai pleacă cu chicken, mă, nuggets ăștia, nu mai suport. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.